Ok, acum că ne-a stat și domeniul, o să vă arăt ce trebuie să faceți pentru ca magazinul vostru să arate bine atunci când va avea o căutare pe Google. Haideți să vă dau un exemplu ca să înțelegeți despre ce vorbesc. O să vă arăt un site de Shopify pe care l-am găsit în căutările mele de pe mypip.ms. Puteți să faceți și voi acest lucru și o să vă arăt cum puteți să apăreți voi la fel pe Google atunci când veți avea o căutare după numele vostru. De exemplu, Momentary Ink Realistic Custom Temporary Tattoo. Și aici este o descriere, da? Practic o să mergem la partea de meta descriere. O să mergem pe online store, apoi pe preferințe. Și aici punem homepage title, da? Și aici, de exemplu, este magazinul start IO. Și după asta, avem doar 70 de caractere, trebuie să fiți foarte atenți, putem pune o mică descriere, nu știu, the best daily dog deal, să zicem. The best daily dog deal. Deja am folosit 46 de caractere. Exact ca aici. O să puteți căuta și voi pe mypic.ms să vă inspirați pentru descriere. Și aici o să trebuie să puneți descrierea mai lungă, aceasta care pare aici. Încercați să folosiți, să zicem așa, cuvinte cheie, dar care au logică. Nu scrieți doar cuvinte cheie. De exemplu, magazinul nu, start IO. Bun, am pus deja o descriere, nu v-am stat că am stat puțin să mă gândesc la ea. Să zicem că magazinul Start.io brings you the best deals for the dog lover. If you love your dog and are looking to treat yourself, come inside and check out our exciting, unique products. Încercați să faceți o descriere așa cum am învățat să faceți o descriere pentru produs. Încercați să vă gândiți la o meta-descriere pentru magazinul vostru. Este destul de simplu, nu este complicat și tocmai de aceea va trebui să stați puțin să vă gândiți. Uitați-vă și pe alte site-uri, inspirați-vă, v-am arătat cum găsiți alte site-uri de Shopify și după aceea faceți o descriere bună. Pe lângă aceasta vreau să vă mai spun un lucru pe care ar fi trebuit să vi-l spun încă de la început. Cum setați acest fav icon? Este iconița aceasta din colț. Uitați cum apare pe Google, aici apare un G cu albastru, logo-ul lor. La noi apare un S. Mai exact este logo-ul de la Shopify, da? O să mergeți pe Customize Team, apoi o să mergeți la Team Settings, Fav Icon și aici o să vă setați iconița. De exemplu, dacă aveți o denumire din litere, un logo din litere, să setați doar o parte din el. Haideți să vă dau un exemplu. Eu folosesc la Start.io, dacă ne uităm, o să folosim doar acest A. Să zicem că acesta este logo-ul nostru reprezentativ. După ce se încarcă, dați select și apoi save. După ce ați dat save, la următoarele reîncărcări, logo-ul vostru va apărea și în această bară. De ce punem și acest fav icon? Pentru că arată mult mai profesional magazinul nostru. Deci, nu uitați, setați, uitați, deja a apărut, deci, nu uitați, setați homepage title, numele magazinului vostru și o mică descriere, apoi la Home Meta Description încercați să folosiți o descriere mai lungă care să se refere la clienții voștri și la produsele pe care le aveți, să folosiți cuvinte cheie, dar nu folosiți doar cuvinte cheie, folosiți o expresie, folosiți o propoziție, încercați să vă uitați și să vă inspirați de pe alte site-uri pentru a face cea mai bună meta descriere pentru site-ul vostru. Ok? Haideți să trecem la lecția următoare.